Multe zone din lume sunt dedicate unei religii, dar formate de alta. Afganistanul este una dintre aceste țări care aderă ferm la islam, dar înainte de venirea islamului, țara a fost centrul principal al instruirii budiste. Mai multe relicve budiste confirmă istoria budistă timpurie a țării. În timp ce majoritatea relicvelor au fost distruse de conflicte și neglijență, din păcate și majoritatea colecțiilor muzeelor au fost jefuite sau grav avariate. Ca urmare este necesară o investigă substanțială pentru a descoperi vestigiile bogatei istorii budiste. Statuile Buddha Bamian, care au fost distruse de talibani în 2001, sunt una dintre cele mai importante dovezi legate de istoria budistă din Afganistan. În provincia Samangan, unul dintre cele mai remarcabile situri preislamice din Afganistan, există relicve budiste uimitoare. O stupă subterană cunoscută local ca Tacte Rostam sau tronul lui Rustam. Stupa a fost numită după Rustam al III-lea, monarhul persan al dinastiei Bavand, Spre deosebire de altele, această stupă a fost săpată în pământ, într-un mod care amintește de catedralele monolitice din Etiopia. O mănăstire budistă cu cinci peșteri distincte este sculptată pe malurile exterioare ale canalului. Conține și câteva chili monahale folosite pentru meditație. Mici breșe acoperișuri au permis unor fascicule mici de lumină să pătrundă în caverne, creând un mediu frumos și liniștit la amurg. Mănăstirea subterană este lipsită de ornament dar este uimitoare prin minunea sa tehnică. De ce a fost sculptată această stupa a lui tacterostam într-un mod atât de neobișnuit? Istoricii au dat două explicații probabile. Una este că a fost făcută pentru camuflare, pentru a apăra mănăstirea de invadatori. Alt argument, mult mai banal, este că a fost făcută pur și simplu pentru a scăpa de variațiile dramatice de temperatură ale Afganistanului. Takte Rostam este un nume afgan pentru un personaj mitic din cultura persană, când funcția originară a stupei a fost uitată în timpul islamizării Afganistanului, locul a devenit renumit pentru faptul că aici Rostam s-ar fi căsătorit cu mireasa sa Tahmina. Stupaurile sunt sanctoare religioase simbolice ale budiștilor din întreaga lume. Conform scrierilor vedice antice, nave zburătoare ciudate sau vimanas au vizitat pământul în urmă cu 6000 de ani, conform anumitor teorii ale astronautilor antici Anunnaki. Numele pentru stupa din India este Ikhara, care înseamnă turn. Ikhara este similar cu termenul egiptean Sakara, care se referă la piramida întrepte sau scara către rai. Având în vedere misterul acestor locuri și faptul că nici până în ziua de azi, cu toate tehnologiile noastre moderne, nu am reușit să dezlușim mare lucru din tainele acestor civilizații fabuloase de mult apuse. Ce-ar fi dacă egiptenii și indienii antici ne-ar învăța același lucru despre stupe și piramide: că sunt pântece de metamorfoză, scări cosmice către cer sau porți către rai? Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați apăsând pe butonul de subscribe.